Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Astăzi la Constanța News avem un invitat care aproape toată viața lui de om adult a petrecut-o în funcții publice. Spun asta pentru că este un om a cărui experiență își spune cuvântul. De fiecare dată acolo unde a fost, a reușit să facă lucruri bune, lucruri de apreciat și această experiență va fi pusă probabil și de acum înainte în slujba cetățenilor din județul Constanța. Bun venit, domnule Marian Iordache. Bine v-am găsit, ați început cu o introducere care mă emoționează pentru că multe din lucrurile pe care le-ați spus sunt adevărate și eu voi încerca să le argumentez. Bun, sunteți acum candidat la Consiliul Județean Constanța, dar aș vrea în emisiunea de astăzi să discutăm puțin despre experiența noastră, despre omul Marian Iordache și despre toate lucrurile bune pe care le-ați făcut, despre care am vorbit la începutul emisiunii și mai mult decât atât despre proiectele pe care le aveți în echipa din care faceți parte pentru următorul mandat de consilier județean. Sunteți un om, așa cum spuneam la început, un om care aproape toată viața adultă ați petrecut-o în funcții publice și asta se vede, experiența, siguranța dumneavoastră, toate aceste lucruri sunt vizibile. Îmi spuneați înainte de emisiune că în 91... Începând cu 91, în data de 28 septembrie 1991, am fost pentru o scurtă perioadă viceprimarul numit către prefectură al municipiului Megidia, al orașului Megidia în acea vreme, iar apoi după 28 septembrie, după primele alegeri locale din România, am devenit viceprimar ca urmare a alegerilor și am deținut funcția de viceprimar al orașului Megidia până în 2004. În perioada 2004-2008 am fost consilier local la Megidia și m-am ocupat de activitate industrială, iar din 2008 până în 2016 am fost primarul municipiului Megidia. În prezent, consilier județean, candidez pentru un nou mandat de consilier județean, iar în mandatul precedent am fost liderul de grup al PNL la Consiliul Județean Constanța. Colegii mei au considerat că experiența mea din administrație publică locală și faptul că sunt o persoană care adună oamenii, creează colective, oameni grupuri, buni în jur, da. Au considerat că este firesc ca eu să fiu cel care să exprime punctul de vedere al grupului PNL și în felul acesta a fost o voce unică care s-a adresat atât celelalte partide cât și conducerii Consiliului Județean. Câți ani aveți în 1991? Aveam 30 de ani în 1991, când am fost numit viceprimar. În istoria orașului de până atunci eram cam cel mai tânăr din cei care au fost numiți într-o funcție de prim rang, să spunem. Am deținut funcția de viceprimar timp de 3 mandate cu domnul Mircea Pintilie, care era primarul orașului și care ulterior a devenit primarul municipiului, pentru că Megidia a devenit municipiu în acea perioadă. Apoi, în 2004, când la Consiliul Megidia a venit un alt primar, a fost o altă echipă de conducere la primărie. M-am aflat în opoziție, dar am fost consilier local în acea perioadă din partea PNL și apoi, după acest lucru, am fost primul primar penelist liberal al Megidiei. Am renodat o tradiție a Megidiei din anii 1926-30, când la Megidia primar și respectiv deputați, primarii și deputatul erau liberali și cumva am încercat așa un pod peste timp să reclădesc valorile liberale pentru Megidia, în sensul că am încercat să impun un ritm de activitate și o deschidere a administrației către cetățeni și către celelalte forțe politice. Eu cred cu tărie în valorile liberale și dacă vă spun sincer că cele trei valori esențiale ale liberalismului, familia, proprietatea și democrația, cred într-adevăr în ele și eu chiar am încercat și în timpul mandatelor și în timpul în care m-am aflat într-o poziție de conducere să le aplic. De multe ori mi-a reușit, sunt și momente în care, bineînțeles, ca în viața oricăreia au fost și momente în care nu mi-au reușit, dar întotdeauna am încercat să mențin aceste valori, să ele să fie pentru mine punctele carteziene asupra cărora să mă referențiez și de fiecare dată am încercat ca ele să-și pună amprenta pe ceea ce face. O experiență de aproape 30 de ani în administrație publică înseamnă că ați văzut și cum se făcea politică în anii 90 și cum se face acum. Care ar fi diferențele majore? Mă refer și la politică pe de parte, dar și la felul în care se făcea administrație atunci și acum. Sincer, politică mi se pare că se face mai bezmetic acum decât se făcea atunci, dar administrație se face mai bine acum decât se făcea atunci. De ce spuneți asta?
am să vă spun că atribuțiile administrației publice locale, odată cu prima lege, legea 15 din 1991, administrației publice locale, și apoi continuată cu toată legislația care a urmat, până la actuala ordonanță 57 din 2019, care practic creează un cadru foarte clar, foarte bine definit al administrației locale, au schimbat radical modul în care administrația locală se raportează la cetățean, la obiective, la buget, la resurse, la, eu știu, modul în care se întocmesc strategiile, modul în care se întocmesc planurile de urbanism, documentațiile de urbanism, eu știu, relația cu cetățeanul este altfel, este clar statuată în acest cod administrativ și din punctul meu de vedere este un pas înainte faptul că a fost adoptat acest cod administrativ. Mai lipsește ceva? Experiența asta cu siguranță vă spune că sunt lucruri care lipsesc. Ce anume lipsește? Ieri am avut o discuție cu Secretarul General al Guvernului. Cei de acolo, din când în când, sună colegi din teritoriu și întreabă ce părere ai de legea X, ce părere ai de propunerea de modificare a legii cu tare. Din punctul lor de vedere, ei mă consideră o persoană resursă în județul Constanța și mă sună din când în când și mă întreabă, uite, vezi, vrem să modificăm ordonanța, ce probleme v-a creat ordonanța asta în aplicare? Și, în general, fiindcă lucrez cu aceste lucruri, am posibilitatea să le spun. Și le-am dat exemplu care mie mi se pare cel mai slab din codul administrativ în momentul ăsta, modul în care se face închirierea și, respectiv, concesionarea bunurilor. Este o procedură atât de complicată, în același timp atât de, nu numai complicată, este și falsă. În sensul că, de exemplu, dacă două persoane vor să închirieze un teren, să spunem, sau un obiectiv, o clădire, trebuie ca în ziua licitației să găsească doi cetățeni din România care să aibă aceeași intenție să închirieze fix același teren sau aceeași construcție, pentru un proiect care este identic, adică spațiu pentru răcoritoare sau, nu știu, teren pentru construcția unui hotel, să spunem, fix în același moment, fix cu banii pe care îi propune documentația de urbanism. Ceea ce pare o aberație, pentru că nu vei găsi niciodată doi oameni care vor să facă o fabrică de, nu știu, de mobilă pe acel teren, într-un anumit oraș, în același timp. Dar ca să se poată ține o licitație, se dă un anunț, trebuie să prezinte doi. Dacă nu se prezinte doi la licitație, se repetă. Dacă nu se prezinte nici a doua oară doi, se mai repetă a treia oară și de-abia a treia oară se ajudecă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că investitorul, cel care a dorit să construiască, stă la coadă și așteaptă că poate Dumnezeu îi scoate în cale pe unul care să liciteze și el în același timp, să se închidă această procedură mai repede și să poată trece la faza de investiție propriu-zisă. Care ar fi soluția în acest caz? Soluția, eu văd altfel, trebuie regândită partea asta din cod, trebuie, din punctul meu de vedere, ca fiecare consiliu local, pe baza proiectului planului urbanistic general, pe baza documentației pe care le are, să stabilească anual o valoare a terenurilor dintr-o anumită zonă, călora să le dea destinație, conform PUG-ului, hoteluri, nu știu, construcții pentru construcții de mașini, industrie și terenul respectiv să fie o parcelă foarte mare. Când un investitor vine și spune, uite, am linia de credit, pot să-mi fac sau am banii mei, vreau să fac o investiție, vreau să construiesc fabrica de ulei aici, să-și ia vizele legale, iar la Consiliul Local, Consiliul Local să nu facă decât lucrul ăsta, să-i spună, sarcina ta de concesiune este atâția lei, și vă explic după aceea și care este rațiunea pentru care propun, sau gândesc acest lucru. Și respectivul face acea propunere, Consiliul Local. Consiliul Local cu două treimi, se știe bine, în hotărâre de patrimoniu, va decide că acel investitor poate să folosească terenul, să construiască obiectivul pe care vrea și obiectivul acela se termină mai repede. Acel obiectiv înseamnă de obicei locuri de muncă, înseamnă resurse pentru bugetul local pentru că se întorc din impozitul pe salariu și din impozitul pe venit, înseamnă dezvoltarea localității până la urmă. Diavolului, până la urmă nu poate să ducă o procedură mai rapidă și la, eu știu, accese de abuz ale unui primar care spune ar putea să ducă, dar nu la accesele de abuz ale unui primar, pentru că trebuie să fie o majoritate de două treimi din Consiliul Local care să creeze acest abuz. Dacă Consiliul va fi, nu știu, 90% dintr-un singur partid și primarul este din același partid, atunci un grup întreg se va transforma într-un grup infracțional pe această temă. Dar este puțin probabil să existe astfel de majorități. Poate că sunt. Știu comune în care există un singur candidat la primărie și probabil că partidul respectiv avem are și... Avem în Constanța. Da, avem. Bun, sunt și excepții. Acum, eu n-aș vrea să judecăm regula după excepții, ci că de regulă se poate face acest lucru mai repede în interesul investitorului, dar și a localității.
Noi toți primarii, consilierii, toți clamăm peste tot. Dom'le, noi vrem să dezvoltăm localitățile pe care le păstorim. Dar când să ajungem la situația asta, dăm un anunț, peste 60 de zile prima licitație, după 60 de zile se mai așteaptă 30, după aia se mai așteaptă 30, deci trece jumătate de an, și omul ăla n-a făcut nimic. După aproape jumătate de an obține un certificat amăr de urbanist și de-abia de acolo încolo începe să-și desfășoare investiția. Ori lucrurile ar trebui să se desfășoare mai rapid. Toate aceste telefoane pe care le primiți de la guvern, de la ministere și așa mai departe, în cât timp se transformă în realitate? Când vedeți propunerile pe care le faceți transformate în eventuale schimbări de legi sau ordonanțe? Să știți că cele mai multe din propunerile pe care le-am făcut le-am regăsit în legislație. Chiar azi am avut o discuție cu niște colegi referitor la alegerile locale. La alegerile locale exista un obicei prost, în sensul că mase de oameni se mutau dintr-o localitate în alta, în ultima, penultima zi a alegerilor și votau în localitatea respectivă și schimbau cumva raportul de forțe, mai ales vorbim de comune, localități mai mici. E o chestiune pe care l-am întâlnit cu domnul prim-ministru, am semnalat-o, am zis, e o problemă cu migrația, este o migrație organizată, nu este este o mutare de o zi în care se schimbă raportul de forțe într-o localitate, se votează și oamenii după aceea își văd de treabă. Am înregistrat lucrul acesta și poate ați observat că zilele trecute a apărut o ordonanță care stabilește clar că toți cei care și-au făcut flotant până în data de 4 septembrie pot vota în localitatea unde și-au făcut flotant, toți ceilalți votează în localitatea de reședință de domiciliu deocamdată și vor putea vota în alte localități la alegerile următoare. Asta e o chestie chiar împiedică anumite abuzuri din partea unor primari care... Au fost, din experiența trecută, chiar un număr de cazuri, inclusiv în județul Constanța au fost, oameni care s-au mutat cu o zi, în penultima zi de campanie sau în ultima zi de campanie și-au făcut domiciliu reședința într-o altă localitate, au intrat pe listă, au votat și apoi și-au avut de treabă. N-au avut legătură cu localitatea respectivă. Singurul lucru fiind influența politică a primarului de acolo cu un grup de cetățeni dintr-o altă localitate. Asta împiedicați pe cei care au asumat de gând. Și am constatat că lucrul acesta a fost ridicat, s-a transmis și am văzut că s-a ținut cont de el. Și asta este o ordonanță? E modificarea unei legi? Este modificare, cred că este ordin al AEP-ului în legătură cu posibilitatea de vot. Nu este o împiedicare a votului, pentru că oamenii care au acum un domiciliu pot între 4 și 27 septembrie să voteze în localitatea unde au ei domiciliu și după aceea să-și facă orice altă activitate în legătură cu noua localitate în care se mută. Eu zilele trecute am observat la Cernavodă că erau oameni care își făceau dintr-o altă localitate, nici măcar din județul Constanța, dintr-o altă localitate din alt județ, își făceau, vreau să-și facă, acum dacă au auzit că nu mai pot vota și s-au renunțat la reședință în Cernavodă. Da. Vreau să mergem către Consiliul Județean. Sigur. Experiența noastră de consilier județean a spus că v-a dus să fiți lider de grup PNL. Ce înseamnă să fii consilier județean? Cât de mult contează activitatea dumneavoastră ca persoană de consilier județean? Întreb asta pentru că sunt oameni care poate se gândesc, eu nu știu ce face un consilier județean. Un consilier local știu ce face, dar ce face un consilier județean? Păi am să vă spun așa, în primul rând, un consilier județean este obligat de lege, pentru că a candidat și a fost declarat valid pentru o funcție de consilier județean, participă la ședințele Consiliului Județean. Nu-ți poți permite să lipsești la ședințe în care se iau decizii importante. Se iau decizii importante legate de sănătatea cetățenilor județului, legate de protecția copilului, legate de cultură din județul Constanța, de exemplu, legate de turism, legate de drumurile județene. Eu cred că domeniul infrastructurii este foarte important și orice județ care vrea să fie important trebuie să aibă infrastructură bună, trebuie să aibă drumuri foarte bune. Chiar de mediul de afaceri sunt unele lucruri, pentru că se reglementează chestiuni de transport, de transport județean. Consiliul Județean, în principiu, armonizează activitatea primăriilor din județ, asigură asistență tehnică pentru diverse primării care nu au compartimente de specialitate urbanism sau altele asemenea, împarte resursele și încearcă să creeze o echitate între cetățenii județului. Toți cetățenii județului, indiferent de culoarea politică a primarului, sunt cetățeni ai acelui județ și, teoretic, noi, consilieri județeni și împreună cu președintele Consiliului Județean, cu vicepreședinții, cu cei care conduc, cu funcționarii care lucrează în Consiliul Județean, suntem dedicați acestui segment, adică tuturor cetățenilor din județul Constanța,
încercând să fim nediscriminatorii și încercând în același timp să creem obiective și să le ducem la deplinire, pentru că toți cetățenii județului se bucure de ele. Drumul județene sunt un exemplu de acest tip. În ultimul mandat ați fost în opoziție. Președintele a fost PSD, domnul Țuțuianu, un vicepreședinte PMP și unul ALDE. Cum caracterizați activitatea ultimului Consiliu Județean, acesta în care este încă valabil de altfel? După mine a fost împărțită în două activitatea asta. O activitate până la momentul apariției codului administrativ și o altă tip de activitate, un alt tip de comportament, un alt fel de a funcționa Consiliul după apariția codului administrativ. În bine s-au schimbat sau în rău? După mine schimbarea a fost în rău, dar a fost influențată de codul administrativ, în sensul că în cod este scris că președintele Consiliului Județean se alege nu dintre consilieri, cum a fost în mandatul trecut, ci direct de către cetățeni. O schimbare de acest tip a dus la o schimbare a președintelui. Un om care primii 2 ani de mandat a fost un cetățean al județului egal pentru toți ceilalți, a încercat să, cum să spun eu, să armonizeze relațiile cu grupurile din Consiliu, în măsura în care ele puteau fi armonizate. Atunci a existat o comunicare bună, mai bună. S-a schimbat radical din momentul în care a apărut codul administrativ și a zis nu, președinții vor fi aleși individual. Din acel moment s-a transformat, a luat așa o altfel de mască, o altfel de atitudine, un altfel de comportament, inclusiv mai ales față de opoziție. Am văzut multe accese de furie, de supărare, de, eu știu, orice cuvânt pe care îl spunea opoziția părea o jignire sau un atac la persoană, lucru care n-a fost așa, pentru că noi în Consiliul Județean, la începutul mandatului, în grupul PNL, am hotărât un lucru. Toate hotărârile de Consiliul Județean care sunt favorabile cetățenilor județului Constanța să fie votate. Nu ne-am propus să ne comportăm politicianii, să spunem, nu știu, la orice suntem ghiță contra, nu suntem de acord, nu vrem buget, nu vrem să se rezolve drumuri, nu vrem să se facă pentru copii, nu vrem să se doteze spitalul. Nu, am zis din contră, să pornim cu varianta pozitivă. Suntem de acord cu toate aceste lucruri. Dacă noi avem sentimentul sau avem argumente prin care constatăm că un lucru nu este făcut cum trebuie sau poate fi mai bine făcut, venim cu propuneri de modificare în sensul de upgradare. Asta e și rolul opoziției, să ceară argumente de la cei care vin cu acele proiecte. Fix de la aceste lucruri am plecat. Și noi totdeauna, de 4 ani de zile, Consiliul Județean de la grupul PNL, ne-am întâlnit la partid înainte. Am discutat fiecare punct. Am discutat fiecare subiect pe care ni l-a propus inițiatorul. De obicei, inițiatorul trebuie să fie din Consiliul Județean. Pentru că este o persoană care e full-time în Consiliul Județean. Lucrează cu funcționarii, se întâlnește cu problemele, vin cetățeni cu plângeri sau cu solicitări, vin firmele de turism, eu știu, vin firmele de transport cu solicitări la dânsii, vin cei care lucrează în domeniul cultural, le spun anumite lucruri. Este firesc ca ei să dețină, să spunem, problematica. Dacă este firesc să dețină problematica, sunt și cei care vin de obicei cu inițiativă. Este mai greu din afara Consiliului, cu, eu știu, un număr de ore dedicat acestei activități, să vii și să propui proiecte de hotărâre. Dar poți, dacă ele sunt propuse, poți să le îmbunătățești. Ați avut astfel de proiecte de-a lungul? Am avut și proiecte pe care le-am propus noi. Unul din proiecte a fost acela de a realiza la toate școlile din județ care nu aveau toaletele în curte, să cumpărăm containere toaletă cu spălător și cu cabine. A fost și pus în aplicare. Am cerut și alocarea de resurse către fiecare primărie de la Consiliul Județean cu această destinație și să știți că atunci toate grupurile din Consiliul Județean au votat pentru, motivul fiind acela că era un lucru benefic pentru copiii din județ, pentru educația din județ. Rolul Consiliului Județean, rolul consilierului județean este tocmai asta, să ajuți ca lucrurile să fie mai bune pentru cei care ne sunt beneficiari. În momentul în care candidați acum, candidați nu neapărat ca persoană, ci candidați pe o listă, ca exact. Și consilier județean. Aveți o echipă de care sunteți alături, aveți un lider în persoana domnului Lupu, care este candidat la președinția Consiliului Județean. Cum vedeți această nouă echipă? Este ușor schimbată? Doar pe locuri, să zic așa. Este schimbată, eu consider că este schimbată în bine. Am să vă spun că Mihai Lupu, dintre toți candidații pe care îi știu, este o persoană care a mai fost aleasă direct. Deci este un om care a trecut prin focul votului, înțelege ce înseamnă să candidezi individual. Am să vă dau exemplu, pentru că, de fapt, ca să fiu sincer, mie mi se pare că la Constanța este o luptă între două partide pentru Consiliul Județean. Cu siguranță, da. Sunt mulți candidați,
și la primărie și la Consiliul Județean, dar am să mă rezum doar la Consiliul Județean, unde și candidez ca și Consiliul Județean, este o luptă în doi, adică PNL-PSD sau PSD-PNL, cum vreți să o luați. Diferența dintre cei doi candidați pe care sunt în lupta asta este că domnul Rupu a fost ales uninominal, a fost în Parlament deputat și are deja o experiență de administrare unei zone mai largi. Adică el a avut un colegiu de administrat din punct de vedere al parlamentarului și a avut relație cu cetățeanul direct. Observați că e foarte bine susținut de primarii PNL din județ. Da, el a avut un comportament corect față de primari. Adică a încercat să ajute de fiecare dată când a putut, fie prin intervenții, fie prin solicitări, fie prin modificarea de acte normative, fie prin inițiative parlamentare. Deci totdeauna a fost apropiat și de primari și de cetățeni. La PSD, domnul Stroie are un background interesant, în sensul că are o fișă de manager. Nu a fost ales niciodată direct. A fost ales ca și mine acum pe o listă, pe lista Consiliului Local Municipal Constanța la un moment dat și a devenit viceprimar printr-o alegere indirectă. E și așa mică cetățenie că a fost în ultima clipă, a devenit candidatul PSD la Consiliul Județean, Lăunțu Țuioan a fost cumva scos de pe listă. Da, e o schismă pe care mulți n-au înțeles, nici eu mărturisesc că nu înțeleg, dar nu cred că e problema mea. Problema cred că este a PSD-ului. Însă comparând cei doi candidați importanți, să spunem, principali în această cursă, eu îl văd pe Mihai Rupu câștigător al acestei curse. Există sondaje în acest sens? Există sondaje. Are un avans Mihai Rupu în acest moment. Suntem la jumătatea campaniei electorale, mai avem 2 săptămâni de campanie, perioada în care și el și noi și colegii noștri din primării și colegii noștri care sunt activiști în perioada asta încearcă să facă cât mai cunoscut, pentru că Mihai Rupu a fost deputat și al întregului județ, dar a fost și pe un colegiu. Ori ultima dată a fost într-un colegiu și asta înseamnă că n-a avut tot județul la dispoziție și trebuie totuși să se readucă aminte cetățenilor despre ce a făcut acolo în colegiul în care a fost și despre istoricul lui ca și manager sau ca și persoană din Partidul Național Liberal și care are o viziune. Mie mi se pare că și-a ales frumos acest împasă. E un lucru care, în primul rând, atinge inima, dar te pune să te gândești. Îți cere să te gândești dacă este corect ca în 2020 să ne gândim și la ceilalți, să ne pese. Că nu e sloganul PNL acela cu în care se poate, știu, Constanța în care se poate. Da, era România în care se poate, Constanța în care se poate. Nu e acesta, ci e un alt slogan. Care ar fi argumentele cu care mergeți în fața alegătorilor pentru a vota lista PNL pentru Consiliul Județean sau proiectele? De eu, eu merg mai ales pe program pe care Mihai Rupu l-a lansat. El a lansat un program care are o viziune foarte clară despre ce trebuie să întâmple și vorbim aici și de transport și de agricultură și de infrastructură și de sănătate și de educație și de dezvoltarea județului, modul în care trebuie să se locul pe care trebuie să-l ocupăm noi ca și județ și știindu-l un tip ambițios, am toată încrederea că va și pune în aplicare acest program. Echipa de care a spus este ușor schimbată. În primul rând, în primii 9 sunt primari. Sunt primari pe care, sincer, nu cred că vreun liberal din județul Constanța i-ar da la o parte și a zice, bă, putem și fără primarii ăștia să facem performanță. Sunt cumva, ești un fel de tractor pentru acea listă de Consiliul Județean, pentru că dacă omul din Valul Itaien vede că primarul Florin Mitro este pe listă, va vota acea listă, chiar dacă primarul va câștiga primăria și va renunța la postul de consilier. Noi am privit pe cei 9 ca și locomotive ale acestei liste de consilieri și fie că vorbim de Anca Belu, pe care o știu toată lumea și primăriția de la Cogălnicianu. Fie că vorbim de domnul Negoiță de la Cernavodă, care a făcut după primul mandat o performanță extraordinară. Fie că vorbim de Ovidiu, de Mangalia, de Eforie sau de Techirgol, de Negru Vodă, care este o mare surpriză din punctul meu de vedere cu fondurile atrase și cu lucrurile pe care le face. Acolo. Sunt niște oameni care cu adevărat reprezintă bine comunitățile lor, au făcut performanță, dau exemple de bune practici și ne ajută și pe noi, consilieri județeni, să venim în Consiliul Județean cu aceste bune practici ale lor. Interesant că în afară de Constanța, toate marile orașe, municipii din județul Constanța, le cam aveți asigurate sau, eu știu, oamenii, aveți siguranța că oamenii vor vota din nou aceiași primari. Da, sondajele așa spun că cel puțin în acele orașe se conservă rezultatul de acum. Uh-huh. În Constanța este o luptă destul de strânsă. Și aici eu sper că, amiralul se va descurca, va fi așa un cuceritor de data asta.
pentru că s-a mai luptat odată și a avut rezultate bune atunci. Acum vine cu și cu o echipă noită. Sunt colegi care au fost consilieri județeni și care sunt acum în lista de consilieri municipali și care deja în ăștia 4 ani au și învățat administrație publică, s-au pregătit pentru funcția de consilier municipal, au învățat problemele cu care se confruntă municipiul Constanța și eu sper să facă o performanță bună și municipiul Constanța. Vreau să vorbim puțin și despre dumneavoastră ca om. Vrem să vorbim cu omul Marian Iordache, nu cu omul politic. Spuneți-ne puțin așa, după atâția ani de activitate în administrație publică, nu v-ar fi dor să faceți și altceva sau vă simțiți bine în pielea dumneavoastră, ca să zic așa? Sincer, înainte de vârsta de 30 de ani, când am devenit viceprimar la Vigilia, nu știam că îmi place administrația publică. Adică înainte nu avusesem tangențe aproape deloc cu administrația locală. Înainte am terminat o facultate tehnică, am fost inginer mecanic, am lucrat într-o fabrică de utilaje la Megidia. Am fost acolo în diverse funcții publice, dar funcții din fabrică, dar acele funcții erau mai ales funcții de execuție sau de conducere, dar nu de o amploare foarte mare. Cel mai mult, să spunem, înainte de 89, chiar în 89, am condus cam 1900 de oameni care erau în subordinea mea. Nu vă e dor de neapărat de condus oameni, ci de funcția pe care o aveți sau știu, profesia pe care o aveți? Acolo m-am format ca om și am devenit organizator. Să știți că într-o funcție publică nu e suficient să citești, să te pregătești. Știu colegi, știu primari, știu oameni care citesc foarte mult în legătură cu administrația și încearcă să aplice ceea ce citesc. Nu este suficient. Trebuie experiență, trebuie să existe o rezonanță cu persoana cu care câteodată și de cele mai multe ori un om vine cu un necaz la administrație. Trebuie să te pui în locul lui și să te întrebi dacă tu ai avea acel necaz. Cum ar trebui să ți se rezolve ție problema aceea ducându-te la administrația locală? Și atunci dacă rezonezi cu el, dacă înțelegi nevoia lui din acel moment, găsești și soluția. Știu cazul de funcționari publici în care omul se duce și spune nu se poate. Primul răspuns. Deși acel lucru este posibil. Dar nu se poate, ăsta rezolvă problema din prima. Adică nu mai e nevoie de niciun efort din partea funcționarului public. Pur și simplu, nu se poate. E un răspuns. Dacă nu-i rezolvă problema unui care, într-un fel sau altul, direct sau indirect, te-a ajutat să ajungi în acel scaun, ca să zic așa, nu e chestie. Nu ai ce căuta în administrație, din punctul meu de vedere. Sunteți născut în Cernavodă. Da. Dar ați locuit și locuiți în Megidia. Da. Părinții, bunicii mei, toți provin din aceeași comună, din comuna Aliman. Tot din județ Constanța, sunt dobrogeni acolo, m-am dus la arhivele Comunei Aliman și am găsit așa câteva generații în urmă ale familiei. Părinții mei, când s-au căsătorit, s-au mutat în Cernavodă, au lucrat acolo preț de un an. În acel an m-am născut eu la Cernavodă, apoi tata a obținut un serviciu la Megidia, a lucrat la unitate militară din Megidia și practic familia s-a mutat la Megidia. Acolo și-au construit o casă. Este casa părinților, părinții mei trăiesc, sunt la Megidia, tata are 87 de ani și mama are 84. Sunt foarte încântat că ei acum se bucură mai mult decât mine, că avem, eu la rândul meu am nepoți, dar ei au strănepoți. Avem două fetițe și doi băieți care sunt nepoții mei din partea copilor. Am doi copii, o fată și un băiat, ambii căsătoriți. Ambii s-au mutat la București și lucrează acolo, au slujbe în București. Copiii sunt mici. Cea mai mare nepoțel are 7 ani și cel mai mic are 5 luni. Să fie sănătoși. Și sunt așa, fată, fată, băiat, băiat. Din partea fetei am două fetițe și din partea băiatului doi băieți. Vă întrebam pentru că sunteți născut la Cernavodă, viața a făcut să vă întoarceți cumva la Cernavodă și în ultimii ani ați fost un ajutor de nădejde pentru administrația locală din Cernavodă. Cu ce v-ați ocupat mai exact acolo? Sincer, în 2016, când domnul primar Negoiță m-a invitat să-l ajut, am stat un pic în cumpănă, eu ar trebui să mă duc într-un alt job, la Constanța ar fi trebuit să lucrez și trebuia să aleg dacă să vin la Constanța la postul respectiv sau să merg acolo unde m-a invitat. În administrație publică? Nu, sau? Nu, într-un alt domeniu. În momentul în care domnul Negoiță m-a invitat să fac același lucru care îmi place, respectiv administrație publică locală, am acceptat. Am acceptat și sentimental, pentru că e orașul în care m-am născut. Aveam sentimentul că Cernavodă, deși m-am născut la Cernavodă, n-am reușit niciodată să fac ceva pentru Cernavodă, fiindcă tot timpul, prin faptul că ne-am mutat în Megidia și că am locuit acolo și am trăit acolo marea parte din viață, am considerat că sunt megidian prin adopție. Faptul că am revenit la Cernavodă, să știți că
în primul rând mi-a făcut plăcere, în al doilea rând a fost așa o... să încerc să dovedesc ce înseamnă administrație publică locală într-un oraș care era un pic derutat de ceea ce se întâmplase în administrația publică locală. Primarul era nou în funcție, câștigase alegerile cu un scor minim, 13 sau 14 voturi împotriva contracandidatului. Lucrurile din Consiliu erau foarte echilibrate, mai multe partide reprezentate în Consiliu, greu de făcut o majoritate, măcar o majoritate simplă cu care să guverezi. Îmi aduc aminte că Cernavodă erau acele interminabile ședințe de Consiliu, cu certuri, cu tot felul de probleme de genul ăsta. Nu am mai auzit despre asemenea lucruri. Să știți că după primele ședințe, 5-6 ședințe, să zicem, prime 5-6 luni de acomodarea tuturor acolo și de armonizarea lucrurilor între ei și de a prezenta, în momentul în care primarul a zis, domnule, hai să le prezentăm oamenilor toate aspectele problemelor. Ei să înțeleagă, dacă vor să voteze ceva, să voteze în cunoștință de cauză și nu fiindcă noi vrem un lucru, noi vrem să ne impunem, noi trebuie să lăsăm pe ei să judece, dar trebuie să le dăm toate informațiile. Ori acest lucru s-a și întâmplat. Colectivul de la primăria Cernavodă e un colectiv bun. Sunt oameni care știu meserie, trebuie doar să le dai obiective, să-i îndrumi un pic către direcția respectivă, cam ce trebuie să facă pentru a atinge acele obiective și, bineînțeles, să-i sprijini. Eu, rolul meu la primărie a fost mai ales de sfătuitor și de ajutor acolo unde am putut, pentru că faptul că am o atât de veche experiență în administrație și faptul că am foarte multe cunoștințe, persoane vorbesc, în toate domeniile, pot să mă consult. Sunt oameni pe care îi sun și dacă îi întreb și am nevoie de un sfat al lor, mi-l dau pe loc, necondiționat. Niciodată nu a fost nevoie să fac, nu știu, intervenții, să fac cadouri, ca să primesc un sfat de la cineva care lucrează în administrația județului și asta este un lucru extraordinar. Eu îi consider partenerii administrației publice pe toți cei cu care am contact. Cernavodă s-a schimbat în bine în ultimii ani și am văzut acolo proiecte care, nu știu, străzi asfaltate aproape în totalitate în oraș. Am văzut administrație publică locală care s-a apucat de un stadion, am văzut, un parc imens pe malul canalului și așa mai departe. Toate aceste proiecte sunt convins că au avut măcar o mică parte și contribuția dumneavoastră. Sigur. Și atunci întrebarea ar fi, de ce nu candidați acolo, la un post de consilier local sau, altceva? Pentru am domiciliu în continuare Mejdia. Îmi place modul în care grupul politic în care fac parte s-a comportat în Consiliul Județean. Cu decență, cu eleganță, cu argumente și este modul în care mie îmi place să fac administrație. Adică Consiliul Județean mi se pare că este o haină care mie îmi vine bine, mă reprezintă în fața cetățenilor, alegătorilor, familiei, tuturor celorlalți, chiar în fața mass media. Îmi permite să-mi exprim punctul de vedere într-un fel argumentat și în general fără să aduc atingere sau să lezez onoarea vreunei alte persoane. Am considerat că în felul ăsta pot să-mi fac auzită vocea și experiența. Au fost vorbiri că veți Cernavodă, merge la Parlament, că veți merge mai departe. Da, au și eu tot felul de lucruri. De curând cineva mă făcea deputat. Nu voi candida pentru alegerile parlamentare. Îmi doresc să câștigăm Consiliul Județean și aici să facem performanță și să dovedim că așa cum în orașele de care am vorbit, în comunele de care am vorbit mai devreme și unde sunt primari destoinici, nu cred că e bine să revin asupra localităților, dar mi-au creat așa o mare satisfacție colegii mei prin modul în care ei se comportă în localitățile Mangalia, Mejdia, Ovidiu, Cogălnicianu, Cernavodă, Techirghiu, Eforie. Simt că ei la rândul lor ne transferă acest succes al lor și către Consiliul Județean și eu cred că se poate ca în Consiliul Județean să realizăm performanță. Și performanța asta... mai departe și la Cernavodă în paralel? În următorul mandat îl veți ajuta pe domnul Negoiță mai departe? Dacă mă va solicita, îl voi ajuta pe domnul Negoiță. Este mai mult decât o onoare pentru mine să lucrez cu el. Dânsul are prima șansă după activitatea pe care a avut-o în ultimii 4 ani. Cu siguranță are prima șansă la primărie pentru încă un mandat. Și da, dacă el va simți nevoia că are nevoie în continuare și de un consilier, eu voi fi la dispoziția dumnealui. Mă simt confortabil în prezența lui și îl mă tratează și îl tratez ca pe un prieten și o relație de prietenie este mai mult decât o relație umană. E un lucru care îmi permite mie să fac lucruri și când spun asta, spun așa, lansarea de proiecte, să sprijin acolo unde Negoiță este un personaj foarte critic.
Deci este unul din primarii din județul Constanța, din câți cunosc eu, care este foarte critic. Este foarte atent la detalii. Este critic și la adresa dânsului. Și la propria activitate, dar da, și la celorlalți. În general nu acceptă eșecuri. Nu acceptă, eu știu, ca în activitate să vii cu jumătăți de măsură. El este un personaj care spune așa, pentru Cernavodă trebuie mai mult, trebuie mai bine, trebuie mai repede, trebuie ieri. Și un astfel de mod de a gândi și de a pune problema îi determină pe toți cei care sunt în spate și care trebuie să lucreze, trebuie să pregătească documentații, trebuie să gândească bugete, să strategie, etc., să vină cu lucruri care să fie din ce în ce mai performante. Dovada este noul lui proiect electoral, care, dacă, de exemplu, mandatul precedent propusese vreo 18 lucruri să le facă în Cernavodă și a făcut vreo 48, acum are vreo 48 pe care și le propune și sunt sigur că va face probabil dublu, 90. Pentru că această performanță vine din dorința lui de a face mai mult, da, din dorința lui de a arăta că, într-adevăr, o administrație în Cernavodă poate să facă pentru cetățean foarte mult. La Consiliul Județean, alături de domnul Lupu, care are, după cum spun sondajele, cel puțin momentul de față, o posibilă primă șansă, veți avea ocazia să veniți cu proiecte. Care ar fi un proiect de suflet pe care îl veți realizat în județul Constanța în următorii 4 ani? Ceva, eu știu, poate schimbarea a ceva sau ceva nou, dacă ar fi să o luăm așa? Sunt mai multe. Eu am privit așa către proiecte, cam fiecare domeniu are nevoie de un proiect prioritar. Ultimii 4 ani au fost o perioadă în care, după un șoc pe care l-a avut Consiliul Județean în mandatele precedente, și vreau să spun că a fost un șoc teribil, a fost aproape un cutremur în Consiliul Județean. Dacă vă veți uita pe bugete, eu unul totdeauna măsor lucrurile după buget. Mă uit în buget și știu ce resurse sunt, ce urmează să fac, dacă acele lucruri sunt îmbrăcate în resurse, deci vor avea șansă de izbândă, se vor realiza acele lucruri, sau ele sunt puse în buget doar pentru a scoate ochii cuiva. Uh-huh. Din păcate, ultimii 4 ani, resursele au fost întotdeauna cu aproape 1000 de miliarde de lei vechi, mai puțin decât trebuia. În momentul în care ai 1000 de miliarde mai puțin în bugetul județului, pentru că vii cu o datorie din urmă care este cât o cocoașă, cât un elefant, nu cât o cocoașă de cămilă, este complicat să aduci lucrurile la zi. Suntem însă putem fi într-o situație foarte bună și eu, proiectul meu de suflet este acesta, să ducem bugetul către un deficit zero. Nu printr-o strângere a curelei cetățeanului, ci prin aducerea de resurse. Pentru că, în fel, prin punerea valoarea a tot întregului patrimoniu pe care județul are. Prin folosirea celor bunuri care la momentul ăsta stau. Nu le folosește nimeni, nu le-a cadastrat nimeni din Consiliul Județean, nu s-a gândit nimeni că ele aduc resurse, pur și simplu au fost lăsate. S-a făcut doar la nevoie, pentru un proiect, pentru un lucrușor. Corect ar fi ca în primul an să realizăm cadastrul integral al județului pentru tot ceea ce înseamnă domeniul public și privat al județului. Nu vorbesc de localități, fiecare localitate își face acest lucru pentru sine, dar noi vorbim de județ. Județul are resurse, nu le adună nici pe departe pe toate cele pe care le are și dacă nu are suficienți bani, nici nu are suficiente rezultate. Ori noi, cu administrația liberală, asta ne propunem, să fim eficienți, să avem resurse, să adunăm toate resursele care sunt necesare și toate aceste resurse să se vadă că merg către cetățean. Sănătatea și educația sunt esențiale. Dacă la educație, la Direcția pentru Protecția Copilului, lucrurile s-au făcut. Au mers mai bine. În domeniul sănătății lucrurile nu merg bine. Suntem într-o situație groaznică. Nu pot să vă spun că proiectul meu sau al PNL-ului este să avem spitalul județean mâine. E nevoie de spitalul județean să fie mâine. E nevoie de un spital pentru copii. E nevoie de multe lucruri. Programul președintelui prevede aceste lucruri. Noi, ca și grup PNL, îl vom sprijini toate puterile, cu tot ceea ce este necesar pentru ca aceste lucruri să se înfăptuiască. Sănătatea și educația sunt importante. Resursele de care vă spun că fără ele nu se va putea face nici sănătate și educație ca lumea, nici infrastructura să îmbunătățească. Sunt drumuri încă pe care ți-e rușine, județul Constanța, să mergi. Între Cernavodă și Ion Corvin îți rup mașina. Dacă nu ești atent, pleci cu mașina direct la service. Nu vă mai spun că mai sunt alte localități cu drumuri importante care pur și simplu sunt lăsate deocamdată de izbeliște. Așa este. Domnule Iordache, la final de emisiune aș vrea să vă adresați, să vă uitați în cameră, să vă adresați alegătorilor și să le spuneți de ce pe 27 ar trebui, atunci când sunt în fața buletinului de vot, să pună ștampila pe lista PNL.
Da, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația la această emisiune. Aș vrea să mă adresez telespectatorilor noastre și să le spun că avem o listă de candidați foarte buni, că sunt oameni dedicați activității administrative din județ, că sunt oameni care gândesc pentru viitorul comunității județului Constanța și că nouă, ca și viitorul președinte al Consiliului Județean, ne pasă de soarta fiecărui cetățean din județul Constanța. De aceea, pe 27 septembrie, îi invit să voteze candidații PNL pentru Consiliul Județean Constanța și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lup. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezența în emisiune și aș vrea să ne întâlnim poate și peste, câteva săptămâni după alegeri, când vedem rezultatul alegerilor și să discutăm vedem despre proiectele care vor fi început deja să fie puse în practică la acel moment. Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!